L-a doborât la propriu pe prefectul de Cluj. Edilul a fost vizitat de Moș Ene de câteva ori, deși se afla la prezidiu alături de premierul Emil Boc. Discursul premierului a fost, pe semne, unul extrem de odihnitor. Dispariția și provoasarea acestor structuri într-una care se reprezintă mai multe județe, evident, presupune și o reducere a costurilor. Argumente la care domnul prefect s-a debătut. Direct fondul de la Uniunea Europeană. România nu poate contracta prin județele pe care le are fondul direct de la Uniunea Europeană, pentru că dimensiunea județului este prea mică. Problemele persoanelor de nevoi speciale, care este vorba să fie mai mare sau pățetul special, da? Și acestea se păstrează în centrele regionale, așa cum este și momentul de față. Și a fost pierdut definitiv de premier atunci când se punea problema a fondurilor europene. Rolul de organ de promovare a politicii de dezvoltare regională va fi vreodată de consiliile județene. Iar problematica IMM-urilor nu a făcut decât să-l doboare pe domnul prefect. Pregătim și săptămâna viitoare vom discuta probabil prima lectură, astfel ca până la 1 iulie să adoptăm în guvern un proiect de ordonanță de urgență pentru sprijinirea IMM-urilor. Nu din PIX, dar fără acoperire financiară. 14.